Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din o nouă serie. Jucăm Build Battle de data asta pe... ok, și ce ar trebui să construim? O casă. Bun. Jucăm Build Battle de data asta pe PlayAddicted2.ro. Sau mă rog, cel puțin așa cred că se numește serverul. Niciodată n-am reținut IP-ul la server, dar nu e o problemă. Am zis să încercăm și noi Build Battle. Este ceva... Dă test, dacă vă place, lăsați că mai multe like-uri și o să mai facem episoade de Build Battle. Am zis pur și simplu să încep o nouă serie, practic eu nu m-am plictisit de seriile vechi pe care le făceam, Skywars, Minecraft, Eurotrack, CSGO, mă rog, și am zis să mai schimbăm un pic ideea. De la canal. Și legat de placa de bază, cei care nu știți povestea o să o spun din nou. Am cumpărat o placă de bază de la PC Garage, firma Gigabyte, una de gaming cât de cât la un preț decent. Cei care n-ați văzut unboxing-ul, nu cred că aveți de unde să știți. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, să le facem mai simetrice, ok? Și aparent am descoperit că, adică imediat cum am desfăcut acel capac de la care proteja sochetul de la procesor, am descoperit că erau câțiva pini îndoiți. Și am făcut sesizare la PC Garage, n-au vrut să mă creadă că au fost ceva creat de la ei. Adică pur și simplu așa mi-au dat-o și până la urmă, după două luni în care m-am rugat de ei ca să accepte că nu am fost eu de vină și n-am avut ce să fac cu ea, adică nu am avut cu ce să îi smulg, să-i rup pinia de acolo, în sfârșit am primit ideea să-i contactez pe cei de la Gigabyte, Europa bineînțeles, prima dată. Iar cei de la Europa au contactat pe cei de la sediul Gigabyte din România și am fost contactat pe e-mail. Astăzi este vineri, miercuri, când am filmat acel episod. Parcă, da, când am filmat acel episod. Și am fost anunțat că mi se va repara placa de bază, dar risc în caz că nu se poate repara în stadiul în care o vor face ei. Așa mi-o vor trimite. Și am acceptat, nu m-a deranjat chestia asta, chiar pur și simplu am zis, nu mai am nimic de pierdut și ce o fi, o fi. În regulă. Așa și astăzi de dimineață la ora 9 am fost contactat de cei de la PC Garage și mi-au anunțat că placa de bază a fost adusă la conformitate, adică la stadiu de funcționare. Și m-am întrebat adresa pentru a mi-o livra de fapt. Și mâine de dimineață urmează să primesc placa de bază și o să fac bineînțeles unboxing din nou la ea. Și de data asta o să desfac și capacul pe filmare de la sochetul de la procesor sau cel puțin o să deschid sochetul pentru a avea dovadă în caz că o să fie la fel ca înainte, dar... Eu zic că nu va fi la fel pentru că cei de la Gigabyte România mi-au reparat-o, serviciul. Și bineînțeles nu mai am garanție, dar nu mă deranjează pentru că oricum nu aveam nevoie de garanție la ea. Că nu am ce să fac cu ea, adică nu mă bat cu ea ca să am garanție, să am nevoie de garanție să mi-o repare. Mă rog, hai, noi nu mai avem timp aici să reușim să facem ceva drăguț, zic eu. Sper să câștigăm, să luăm o notă destul de măricică. Sincer, e prima dată când joc Build Battle pe... de fapt, Build Battle pe un server. Pur și simplu am vrut să încerc ceva și am zis de ce nu. Ok, punem și pe aici pe margine. Arată bine, da, să spargem și astea ca să nu... Să nu le ia careva în considerare. Cu toate că nu mai avem, mai avem timp, mai avem 15 secunde și noi n-am terminat casa. Dar e în regulă, nu ne grăbește nimeni. Hai să punem și pe aici tot așa.
Și să punem niște copaci, mai avem timp. Seplinguri. Și da, nu mai avem timp. Da, nu mai avem timp. Asta e căsuța noastră. Wow. Băi, sincer, ăsta n-a terminat. O să-i dau un it's ok. Cum se votează? Nu click. Nu știu cum se votează. În fine, ăsta e un it's ok, dar de ce nu merge? Cum votez? Ah, ok, mă rog. Uite, aici a pus și decorații frumos, așa. Pe aici, tot un well, it's ok, dăm. Sau un good. Nu, lăsăm un it's ok. Casă, pe bune. Vedeți? Aici mi-a mers să confirm. Și mai sus? Nu, deci n-am votat mai sus. Doar aici m-a lăsat să votez. Mă rog. Ia să vedem aici ce a făcut omul ăsta. Ui, o casă etajată. Aparent are picioare. Are. Bă, noi cine știe ce sincer. În fine. Hai să vedem următoarele case. Bă, deci n-aveți cum să nu dați, frate, notă mare. Adică uitați-vă și voi cât de bine arată casa. Lăsăm așa o W, o două puncte D. Puteți să ne votăm noi? Nu? Nu putem să ne votăm noi singuri. Asta este... O, uitați-vă la mine că asta va câștiga. O, Doamne, cât de bine arată. Uitau, I love it. Cred că asta va câștiga. Vedem la final. Vedeți, v-am zis că asta a câștigat. Noi am fost pe locul unde scrie. Bun, practic, da, nu am fost pe niciun loc noi, nici pe 1, nici pe 2, nici pe 3. Băi, dă-te la o parte, așa. Hai să mai intrăm pe o arenă, să vedem, se filmează. Ok, filmăm de 7 minute, mai merge să mai jucăm încă un match de Build Battle. Așa cum v-am zis, mâine o să fac unboxing-ul la placa de bază. De-abia aștept să o primesc, sincer. Numai de-abia aștept să-mi iau calculatorul să mă joc jocuri. Și m-am gândit mai bine și vreau ca după ce trec acele zile până pot să bag AVP-ul Hyperbeast acela la pariuri, o să-l bag la pariuri, o să-mi încerc norocul și poate o să câștig ceva mai mult cel. Știu că mă calicesc un pic, dar dacă nu riști, nu câștigi, știi și voi cum se zice. Suntem doar 3 aici. Cât de fain e skin-ul ăsta. Bine, e pinguin într-adevăr, seamănă cu alu Max și altele. Dar arată bine skin-ul. Drăguț. Așa, am primit idei ca să-mi iau și eu skin de cont de Minecraft Premium. Băi, îmi iau cont de Minecraft Premium, ok? Dar nu pot să scot acei bani ca să-mi iau contul de Minecraft Premium. Pentru că ea o să intre automat pe Steam și nu mai are niciun farmec. Aici pe undeva era Build Battle. Adică nu pot să-i scot de acolo, de pe Steam. Și o să-mi iau jocuri. GTA 5 sigur o să-mi-l iau pentru că vreau să mă joc. GTA 5 este un joc pe care mi-l doresc de foarte mult timp și de ce nu să mă și joc. Băi, dar doar asta e disponibilă. Da, deci dezavantajul la ăsta, ci că să facem o poză. Hai să facem o poză. Dezavantajul la cum se numește? Addicted 2, la serverul ăsta de Addicted 2. Nu sunt foarte mulți player și în plus nu sunt nici arene foarte bine făcute, bine lucrate, nu știu cum să zic. Ca să cum să zic, să fie să vină și player, mă rog, chestii din astea. Văd că pe aici nu mai vine nimeni, da. Cred că o să ne oprim aici cu primul episod din Build Battle. Pentru că văd că nimeni nu... Văd că toți au ieșit. Ia, s-o fi deschis alt lobby. Alta arena de Build Battle. Dar văd că ăștia mai mult stau pe aici pe la spawn, dar n-ai ce să le faci, nu. Oamenii nu mai...
nu mai gândesc la ora asta. E deja după amiază, cine mai gândește la ora asta? Uitați, 4 arene goale. Deci, n-ai ce să faci aici. Ok, ideea e următoarea. Nu știu când voi mai posta, cineva, adică am primit un comentariu că lasă lenea și postează. Băi, sincer, am chef să postez, înțelegeți? Am chef. Dar timpul necesar nu, adică timpul nu prea l-am să postez. Și eu v-am zis, vedeți, acum am postat alaltăieri, ieri n-am postat, postez astăzi. Depinde și de timpul meu cum îl am și depinde, la urmă, și starea mea de spirit. Dacă am chef să vorbesc un episod întreg, de ce nu? Haideți să filmez. Dar dacă stau așa, da, ce culoare frumoasă are ăsta, ce frumos e îmbrăcat ăsta, nu cred eu că v-ar place chestia asta să vedeți la un YouTuber. Și cred că am gândit-o bine pe asta și nu știu când va mai apărea un episod. Bine, sigur mâine pentru că fac unboxing-ul. Mâine la ora 18 să fiți pe canal, o să fie unboxing-ul. Nu știu dacă o să filmez și alt episod. Mă mai gândesc la chestia asta. Nu uitați să dați un like la primul nostru episod din Build Battle. Eu am fost King și noi ne vedem data viitoare.